Marea Neagră. Un nume care evocă imagini de mister și necunoscut. Până și numele ei trezește un sentiment de mister, un loc unde istoria și natura se împletesc într-un dans enigmatic. Această mare interioară vastă, cuibărită între sud-estul Europei și vestul Asiei, a captivat imaginația oamenilor timp de milenii. De la vechii greci la exploratorii moderni, toți au fost fascinați de apele sale. Ape sale întunecate și adânci par să șoptească povești despre civilizații antice, bătălii aprige și creaturi mitice. Fiecare val pare să poarte cu el un fragment din trecut. Marea Neagră este un loc al contrastelor izbitoare. Într-o clipă, poate fi calmă și liniștită, iar în următoarea, furioasă și neîmblânzită. Țărmurile sale sunt presărate cu orașe aglomerate și sate de pescari liniștite. De la metropole vibrante la comunități tradiționale, fiecare colț al Mării Negre are propria sa poveste. Totuși, sub suprafață se află o lume a întunericului veșnic. Aici, în adâncuri, se ascund secretele nedezvăluite ale trecutului. Puțini îndrăznesc să se aventureze în adâncurile ei, unde absența oxigenului a conservat trecutul într-o capsulă a timpului subacvatică. Epavele antice și relicvele sunt martori tăcuți ai unei istorii bogate și tumultoase. Este o mare a paradoxurilor, un loc atât al vieții, cât și al morții, al frumuseții și al pericolului. Aici, viața marină prosperă în ciuda condițiilor dure, creând un ecosistem unic și fascinant. Alăturați-vă nouă în timp ce ne aruncăm în adâncurile Mării Negre și explorăm misterele ei eterne. Vom descoperi împreună poveștile nespuse și frumusețea ascunsă a acestei mări enigmatice. De secole, marinarii au țesut povești despre creaturi monstruoase care se ascund sub valurile Mării Negre. Aceste povești, transmise din gură în gură, au devenit parte integrantă a culturii maritime. Marea Neagră, cu apele sale întunecate și adânci, a fost întotdeauna un loc de mister și fascinație. Miturile grecești antice spun despre Scylla și Charybdis, monștri marini înspăimântători care păzeau o strâmtoare îngustă. Aceste creaturi erau temute de toți marinarii care se aventurau în acele ape. Iason și argonauții au înfruntat aceste ape periculoase în căutarea lânii de aur, corabia lor navigând între mit și realitate. Această călătorie legendară a fost plină de pericole și provocări, dar și de descoperiri uimitoare. O legendă persistentă vorbește despre un potop uriaș care a înghițit bazinul Mării Negre cu mii de ani în urmă. Se spune că acest potop a schimbat pentru totdeauna geografia și istoria regiunii. Acest eveniment cataclismic, cred unii, este originea poveștii biblice a Arcei lui Noe. Povestea Arcei lui Noe a captivat imaginația oamenilor de-a lungul secolelor, fiind un simbol al supraviețuirii și al speranței. Ar putea acest abis acvatic să dețină cheia pentru a dezlega una dintre cele mai vechi povești ale omenirii. Explorările subacvatice continuă să dezvăluie secrete ascunse de milenii. Aceste legende transmise din generație în generație sporesc atracția Mării Negre. Fiecare poveste adaugă un nou strat de mister și fascinație. Ne reamintesc că imaginația umană nu are limite, mai ales atunci când se confruntă cu imensitatea necunoscutului. În fața vastității oceanului, mintea noastră creează povești care ne ajută să înțelegem și să explorăm necunoscutul. Adâncurile Mării Negre ascund mai mult decât legende. Ele sunt o fereastră către trecutul nostru îndepărtat, un loc unde timpul pare să fi stat în loc. Sub valuri se află rămășițele unor civilizații de mult apuse, orașe și sate care au fost odată pline de viață și activitate. Nave scufundate, perfect conservate în apele lipsite de oxigen, zugrăvesc o imagine vie a rutelor comerciale maritime și a navigației antice. Aceste epave ne oferă indicii prețioase despre tehnologia și meșteșugurile de construcție navală din acele vremuri. Aceste muzee subacvatice oferă o privire asupra vieții celor care au navigat pe aceste ape cu secole în urmă. Fiecare scufundare este o călătorie în timp, dezvăluind artefacte care ne spun povești despre comerț, război și viața de zi cu zi. Arheologii au descoperit amfore grecești, nave comerciale romane și chiar obiecte de uz casnic, care ne oferă o imagine detaliată a vieții cotidiene din acele vremuri. Și chiar rămășițe ale flotelor otomane, care ne arată influența și puterea acestui imperiu în regiune. Fiecare artefact spune o poveste, alcătuind împreună o tapiserie fascinantă a istoriei umane. De la monede și bijuterii, la unelte și arme,
fiecare obiect ne oferă o fereastră unică în trecut. Se pare că Marea Neagră este un custode al trecutului nostru colectiv, păstrând secretele civilizațiilor care au trăit și au prosperat pe malurile sale. Aceste descoperiri au rescris înțelegerea noastră despre comerțul, războiul și schimbul cultural din regiunea Mării Negre în antichitate. Ele ne arată cât de interconectate erau aceste civilizații și cât de mult au influențat dezvoltarea culturală și economică a regiunii. Cu fiecare comoară scufundată scoasă la lumină, Marea Neagră dezvăluie mai multe dintre secretele sale. Fiecare descoperire ne aduce mai aproape de înțelegerea completă a istoriei umane și a modului în care am ajuns să fim ceea ce suntem astăzi. Partea a patra, Abisul Anoxic, o mare într-o mare. Una dintre cele mai izbitoare caracteristici ale Mării Negre este stratul său anoxic neobișnuit. Sub o anumită adâncime, apa este aproape complet lipsită de oxigen. Acest fenomen, cauzat de combinația unică dintre afluxul de apă dulce și circulația limitată, creează un mediu ostil pentru majoritatea vieții marine. Cu toate acestea, această zonă moartă este o mană cerească pentru arheologi. Lipsa oxigenului previne descompunerea materialelor organice, conservând navele scufundate și alte artefacte în detalii uimitoare. Stratul anoxic al Mării Negre este o amintire dură a echilibrului delicat al naturii. Este un loc în care viața și moartea coexistă, o lume acvatică guvernată de reguli unice și de neiertat. Partea a cincea, Misterul Potopului Noe. Marea Neagră a fost mult timp asociată cu povestea biblică a potopului lui Noe. Unii cercetători teoretizează că un potop catastrofal, cauzat de creșterea nivelului mării la sfârșitul ultimei ere glaciare, ar fi putut inunda bazinul Mării Negre. Acest eveniment, cred ei, ar putea fi baza pentru narațiunea potopului găsită în diferite culturi. Dovezile geologice sugerează o creștere dramatică a nivelului apei Mării Negre, cu mii de ani în urmă. Acest eveniment ar fi scufundat zone întinse de uscat, posibil deplasând populații întregi. În timp ce legătura dintre Marea Neagră și potopul lui Noe rămâne un subiect de dezbatere, aceasta evidențiază impactul profund pe care dezastrele naturale îl pot avea asupra istoriei și mitologiei umane.